Bună dimineața, tovarășe secretar general. Tovarășul Ceaușescu ne dă lingura și furculița ca să mâncăm de toate. Și noi, până noi trebuie să ridicăm țara asta. Această secvență iese dintr-o nouă producție românească creată de doi ieșeni. Scenaristul Dragoș Dobai și regizorul Ciprian Iacob au lucrat împreună la filmul 770. Scurtmetrajul prezintă perioada neagră din istoria României din anii 1980, atunci când femeile nu aveau voie să avorteze. Am decis să lucrăm împreună la acest proiect. Am făcut parte de regie, imaginea și o parte din producție. Dragoș a scris un scenariu pe tema avortului, pentru că este o problemă destul de actuală acum în America, și mai exact interzicerea avortului. Scurtmetrajul ăsta, de exemplu, este pentru festivaluri, e făcut special pentru festivaluri, dar și cu ideea de să vedem dacă am putea să-l transformăm într-un lung metraj. Actorii au rezonat încă de la început cu mesajul filmului și chiar s-a creat o chimie între ei. Protagoniștii filmului, Marea Lucaci este personajul principal, Dumitru Florescu este personajul, antagonistul, deci el este domnul Sergiu, și Alexandra Paftală, care este secretara. Exterioarele sunt în București, Palatul Parlamentului, și toate interioarele, da, tot a fost filmat în Casa de Cultură a Studenților. Chiar mulțumim foarte mult pentru ajutor. Care a fost feedback-ul celor care deja au văzut scurtmetrajul? Feedback-ul e foarte pozitiv. Nu este o temă foarte comodă, să spun așa. Adică majoritatea ori au plâns, ori au... Adică nu le-au trezit amintiri, poate mai puțin plăcute. Scenariul filmului a fost scris cu aproape 5 ani în urmă. La acel moment, scenaristul nu se gândea la o ecranizare, dar premiile câștigate la competiții l-au determinat să treacă la următorul nivel. 770 vine de la numele decretului 770 din anii 80. Acest decret interzicea avorturile ilegale pentru toate femeile. A fost o perioadă foarte neagră din istoria noastră și am considerat că trebuie să spunem povestea asta. Din păcate au murit foarte multe femei încercând să-și facă avorturi ilegale în diferite condiții. Sunt momente foarte intense, momente pe care noi a trebuit să le arătăm ca să șocăm puțin audiența, să înțeleagă că lucrurile astea s-au întâmplat. Subiectul filmului este actual și în prezent, mai ales în Statele Unite ale Americii, unde avortul a fost subiect de dispută timp de zeci de ani între polul religios și cel progresist. Filmul va apărea în următoarele luni și va participa la festivaluri de succes, precum Festivalul de Film Sundance.